Bunii mei, știți foarte bine că eu nu mă laud niciodată. După ce a plecat de la emisiunea Vorbește Lumea de la ProTV, Cove s-a reorientat rapid. Probabil că își pregătise deja apele pentru noua emisiune. Prezentatorul a semnat un contract cu Prima TV, iar din data de 13 septembrie, de la 7:30 seara, Cove se va vedea din nou la televizor. După ce a făcut echipă cu Adela Popescu și Lora, de acum înainte, prezentatorul va fi alături de Diana Bart, la cârma emisiunii Flash Monden. Sunt bucuros să fiu la debut de toamnă parte a unei echipe tinere și entuziaste. Revin cu drag în locul în care m-am simțit atât de bine. M-am bucurat să revăd prieteni vechi, dar și să-mi fac prieteni noi. Și cred că voi face alături de Diana o echipă de senzație. Îi aștept pe bunii mei, cum îmi place să le spun prietenilor mei din fața micului ecran, de luni până vineri și duminică seară să povestim despre toate modernitățile de la noi și de peste hotare. Vom face să fie o întâlnire dorită și memorabilă. Actorul a apărut în public pentru prima oară după plecarea de la ProTV ieri, când a mers la premiera unui film în care joacă fosta lui colegă Lora. Cove a ținut neapărat să o susțină pe cântăreață la acest eveniment grandios, îmbrăcat într-un costum elegant de culoare neagră. Cove a socializat cu toată lumea și a fost numai un zâmbet pe tot parcursul zilei. Dincolo de viața de televiziune, Cove este director al Teatrului Ion Creangă, unde a ajuns prima dată în urmă cu 25 de ani.